Corbinul a reușit în etapa a șaptea a play-off-ului Ligii a doua o nouă victorie pe teren propriu, ba chiar un succes în fața echipei CSC Schellenberg, căreia nu reușise în precedentele două jocuri din acest sezon să-i dea gol, remizând la scorul de 0-0. A fost condusă, dar a revenit și s-a impus cu 3-1, distanțându-se totodată la 3 puncte de trupa sibiană. Florin Maxim a fost foarte mulțumit de evoluția a jucătorilor săi. Și prima cu goluri, că s-au terminat meciurile doar 0-0. Da, un meci foarte bun și nu spun exceptând faza fixă, aia se întâmplă, a fost bătută foarte bine, a fost atacată de către adversari foarte bine, poate puțin să prea întâmpinăm acolo, că știam că se bazează mult pe fazele fixe, dar după golul primit eu cred că am arătat bine, am avut stăpânire de sine, am știut când să forțăm, nu ne-am descoperit să le dăm șansa contraatacului, pentru că aveau jucători de și în prima repriză și în a doua, când a intrat Deac acolo, jucător bun de viteză.